Salutare tuturor și bine ați găsit la un episod pe canalul meu, de YouTube. Ce să cad? Pe canalul meu de YouTube, din nou un episod pe bicicletă, pentru că n-am mai făcut de săptămâna trecută un episod pe bicicletă. Și da, acum mă gândeam că mi-a crescut părul. De când aveam părul ăla mare și m-am tuns, mi-a crescut părul. Acum mă uit, trebuie să mă dau jos pentru că mă duc pe deal și urc un deal. Mă duc pe câmp, dar acum trebuie să urc în deal și mă dau jos. Ce facem astăzi? Astăzi, episodul de astăzi, vom face jocurile făcute de Rockstar. Toată lumea știe, deci toți abonații mei... Ok, toți abonații mei știu care sunt cele mai populare jocuri făcute de Rockstar, dar știu că sunt unii care nu știu cele mai populare jocuri făcute de Rockstar, așa că o să le zic și nu o să le zic numai pentru cei care nu știu, o să mai zic și că e mirobolant, deci e mirobolant jocurile. Sunt mirobolante jocurile făcute foarte populare, făcute de Rockstar. Mirobolant, ți-amintesc de ceva ce ai făcut tu. Și să-i dăm drumul. Am oprit și eu puțin să mă odihnesc. Da, primul joc foarte popular este GTA. GTA este cel mai popular joc în afară de Fortnite, shooter în afară de Fortnite. Deci e Fortnite. După aceea bine, să zicem că Fortnite e cel mai bun joc shooter, după aceea alte jocuri, Apex, pe locul 5, parcă și încă niște chestii, dar GTA e un joc foarte fain, foarte jucat, mirobolant și începând cu GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA London, nu știu cum, GTA China, Kishat, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, DLC-urile la GTA 4 și GTA 5, foarte mirabolant, multe părți, dar foarte șmechere, mai ales GTA 5. Mie, dacă mă întreb pe mine care sunt cele mai faine, eu ți-aș zice așa, GTA 5, GTA Vice City, care știu că voi credeți că e un joc de rahat pentru că când în GTA Vice City merge așa, deci îți pui, atingi cu picioarele fundul, merge așa, e ceva de genul, uitați, dacă vă uita, nu știu, dar merge așa, e pixelat, dar mie îmi place. După aceea San Andreas-ul, 4-le și London, China, 1, 2, 3 și... cam atât. DLC-urile sunt foarte șmechere, să știi. The Blood of the Gay Tony și The Lost and the Damned. Dar da, să trecem la următorul. Următorul este Max Payne 3. Un joc foarte fain în care ești drogat, dar asta nu contează. De exemplu, stai la masă, pui bere, bei, e cocaină pe nas, fumezi, dar așa e jocul, dar e foarte fain pentru că e shooter, te împuști, te prinzi de cârlige, tragi, te duci în baruri, omori oameni, dar răi, te împuști, ce un final, nu știu finalul, dar mie mi se pare foarte fain, Max Payne 3. Și ultimul, un joc foarte popular făcut de Rockstar, Bully. Bully este legat de școală, dar știu că nu vreți să auziți cuvântul școală, pentru că suntem în vacanță și să știți că nici eu nu vreau să aud cuvântul școală, dar așa e jocul, nu? Ești în Academia Bullworth și se numește Bully pentru că e prescurtarea, deci e Academia Bullworth Academy și prescurtarea la Bullworth. Bully! Ești un om, îți faci un prieten și de acolo la te pune să faci chestii ciudate, te întâlnești cu maniaci, te bați, maniacul ăla te învață multe scheme de bătaie, furi, faci chestii, până la mijlocul jocului unde poți ieși și din curtea academiei și din academie, deci prin oraș, prin chestii. Sfârșitul, nu o să vi-l dau spoiler, dar sfârșitul are un sfârșit foarte, foarte fain. Și da, cam acestea au fost cele mai populare jocuri făcute de Rockstar. Eu acum mă duc pe deal, pentru că trebuie să luăm sânziene, că... mâine, dacă nu știați, mâine sunt sânzienele, trebuie să luăm sânziene să punem în cruce, în formă de cruce la poartă.
E sărbătoare, nu, n-ai ce să-i zici când e sărbătoare religioasă, religioasă, auzi la mine, religioasă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like, nu vă vedea, un share, subscribe și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!